La ora la care vă prezint acest Megane GT diesel, deja avem primele informații și despre Megane-ul RS și a făcut o apariție publică. Ce este important? Că în varianta benzină sau în varianta diesel, modelul Megane GT este cel mai sportiv model sub RS, da? Este cel mai puternic model, dacă vreți, din gama Megane, dar nu ajunge la RS. Ce avem aici? Un Megane GT diesel mult așteptat, foarte multă lume mi-a scris, prezentați când vine, haideți, arătați-ne GT-ul diesel. Iată-l. Din păcate aici o să observați că are o mică problemă la grill, a venit lovit pe transport, altfel mașina e realmente nouă. Diferențele majore față de un GT benzină pe care l-am prezentat în detaliu, la mintea oricui până la urmă, motorizarea diesel 1.6 de la Renault, deci DCI, ajustată bineînțeles de inginerii de la Renault Sport, are 165 de cai și 380 de Nm, o să discutăm despre asta un pic mai în detaliu, deși prezentarea în sine va fi o prezentare mai scurtă decât la GT-ul 205 benzină. Aici avem o cutie de viteze EDC cu 6 trepte față de o cutie EDC cu 7 trepte la Megane-ul GT benzină. Foarte important, nu avem decât transmisie dublu ambreiaj EDC pe diesel, deci nu există posibilitate de cutie manuală. Alte diferențe pe care le puteți observa la exterior: modelul de față are trapă, deci avem plafon cu trapă. În rest, față de versiunea prezentată GT 205 benzină, nu sunt diferențe, evident, dincolo de culoare. Interior-exterior, mașina este similară. O să verificăm și pneurile, adică o să vă spun ce pneuri are, ca să fim în temă cu asta. E posibil să fie diferențe de anul trecut până acum. Ideea de bază rămâne, da? Sunt două filosofii complet diferite. Avem un 1.6 benzină la GT 205 și 1.6 diesel pentru cei care rulează foarte mult. Fără îndoială, 165 de cai nu se compară cu 205 cai, însă cuplul de la diesel este mult mai mare decât cuplul oferit de benzină. Practic sunt două mașini complet diferite ca practică, dacă vreți, deci în practică se comportă diferit. Filosofia lor fiind însă una singură: să ofere cel mai sportiv Megane până la RS. Lucruri care nu toată lumea probabil le va observa la o primă vedere. La acest Megane diesel față de GT-ul benzină există o diferență minoră, în sensul că sistemul stop-start la Megane-ul benzină, în momentul în care te duceai în modul sport, se dezactiva automat, la acest diesel rămâne activat și trebuie dezactivat manual. Deci e o mică diferență, nu oricine o observă la prima vedere, dar ea există. În rest, evident, aceleași tehnologii prezente pe GT-ul benzină sunt și aici, adică direcție pe roțile din spate cu denumirea proprietară Renault 4Control, șasiul evident ajustat de cei de la Renault Sport, deci este o mașină foarte dinamică, dacă mă întrebați pe mine, în același timp economică, dar nici GT-ul benzină nu era extrem de gurman dacă îl conduceai cumva, să spunem, mai orientat spre economie. În rest, interior sportiv, look-ul și alte aspecte pe care le știm de la Megane sunt totuși în mod evident îmbunătățite, de la scaune, posibilitățile de personalizare a bordului și cum arată mașina la exterior, plus jantele spectaculoase. Acestea sunt fără îndoială atribute specifice versiunilor GT. Vom urca la volan și vom vedea, bineînțeles, cum se comportă acest diesel de 165 de cai în comparație directă cu modelul benzină, un model foarte apreciat și foarte apreciat, mai ales că la vremea apariției sale Megane-ul RS nu mai era. Pneurile sunt Continental, Conti Sport Contact 5, cred că scrie acolo, 225 pe 40 18 YXL, evident jante de 18 inci, frâne disc ventilate, nu mai intru în povestea asta că o știm.
Diferențele majore, dacă vreți, între mașini vin din ce? Asta având motor diesel și la pornire și în timp ce rulezi, ai zgomotul, mă rog, tipic de diesel, un pic mai, se aude un pic mai tare decât se aude motorizarea benzină. În același timp, așa mi se pare la prima vedere că e un picuț o idee mai grea pe puntea față. Deci probabil că motorizarea diesel e puțin mai grea și se așează altfel pe partea din față a acestui Megane. Sub capotă, binecunoscutul motor 1.6 DCI de la Renault, motorul de generație nouă, mult mai avansat decât 1.5 DCI. Diferența la acest Megane GT diesel, motorul a fost un pic lucrat de specialiștii de la Renault Sport. El are anumite probleme de marketing, dacă vreți. O să vedeți această motorizare 1.6 DCI, o să o găsiți și sub denumirea Biturbo și sub denumirea Twin Turbo. Denumirea oficială, din ce știu eu, este Twin Turbo. Deși, până la urmă, adevărul e undeva la mijloc. Am promis de mult că o să explic cumva aceste diferențe. E foarte greu, sunt subtilități tehnice pe care de multe ori nici nu le știi, nu ai acces la ele. Dar cel puțin teoretic, Twin Turbo, așa cum îi spune și numele de la Twin, care înseamnă gemeni cumva, sau geamăn, da? Deci Twin Turbo, ce, de unde vine? De la anumite motoare mari, fie V6, fie V8, la care fiecare banc de cilindri avea un sistem turbo separat, dar care lucra simultan. Deci fiecare banc avea turbina lui și în accelerare turbinele lucrau simultan, în timp ce un sistem biturbo, schematic vorbind, are turbine care lucrează secvențial și de obicei diferite. Deci poți să ai o turbină mare înseriată cu una mică, în timp ce la un sistem twin turbo turbinele sunt identice. Dar există și excepții, în care, de exemplu, poți să găsești un sistem biturbo care folosește două turbine identice. Da? Deci se poate genul acesta de sistem. Din ce știu eu despre acest 1.6 DCI Twin Turbo de la Renault, practic avem două turbine care lucrează cumva și în același timp și probabil de aici i s-a spus Twin Turbo, adică nu este un sistem succesiv, secvențial, cum se mai spune la biturbo, ci un sistem care folosește două turbine care în anumite ipostaze lucrează și împreună. Altfel, sistemul ce face, toată lumea știe, oferă cuplu mai mare la turații joase și putere mai mare la turații înalte, în așa fel încât să optimizeze practic performanțele motorului. Bun, asta e povestea cu denumirea. Deci, denumirea corectă ar fi Twin Turbo. Acum, ce înseamnă ajustarea asta pe care au făcut-o cei de la Renault Sport? Practic, față de motorizarea pe care am prezentat-o pe Talisman, aici avem 5 cai în plus, adică 165 de cai la 4000 de rotații pe minut. Cuplul a rămas la 380 de Nm de la o turație de 1750 rotații pe minut. Datele privind performanțele sunt un pic, să spunem, nu suntem foarte siguri de ele, variază pe anumite piețe, am văzut valori diferite. O să avem, sper, datele corecte în momentul în care o să apară filmele în tabelul nostru de date tehnice, să aveți valorile corecte. Ce știm până la ora asta? Consumul mediu este de 4,6 litri la 100, consumul mediu al acestui GT diesel. Viteza maximă 214 km pe oră, deci ceva mai mică față de 230 cu cât vine GT-ul benzină 205. Și accelerația de la 0 la 100 se face în 7,1 secunde, dacă mi-amintesc eu bine, la motorul benzină, și aici ar fi 8,8 secunde, deci 0-100 în 8,8 secunde. Deci o diferență iarăși în defavoarea acestui diesel. Sigur, cuplul mare pe anumite relansări, zona reprize, da, mai ales în conducere normală, este foarte plăcut și te ajută, dar probabil că în performanță pură, conduse mașinile la extrem,
cred că benzina câștigă și de altfel o să vă mai povestesc eu câte ceva despre benzină și în concluzie, pentru că e adevărat, mașina este și foarte nouă, are sub 2000 de kilometri, însă nici pe partea de consum diferențele nu mi se par în practică atât de mari încât să merite la prima vedere, mai ales că există și o diferență de preț, motorizarea diesel pe care o avem aici. Mă rog, modelul cu motorizare diesel este mai scump cu 2000 de euro față de motorizarea benzină. Ce să vă spun schematic, motorul l-am prezentat de multe ori, toată lumea știe despre ce e vorba. Importante sunt următoarele lucruri. Are tehnologii provenind din Formula 1. Distribuția este pe lanț, deci a dispărut intervalul de schimb al curelei ca la 1.5 DCI. S-a dovedit un motor fiabil, este prezent și pe alte modele de mărci mari, da? Să amintesc aici Mercedes-Benz dacă vreți. Deci motorizările Renault au dovedit că sunt fiabile, economice și puternice și ăsta este unul dintre motoarele de care vorbim. Concret pe modelul de față, așa cum am spus de altfel încă de la începutul prezentării, mi se pare că are o greutate un pic mai mică și se așează mai greu pe suspensia față, ca atare comportamentul mașinii este puțin diferit. Există și o diferență de greutate, modelul de față are 1430 de kg, în timp ce benzina are undeva la 1380, deci să spunem că cel puțin 50 de kg diferență de greutate între cele două mașini, iarăși un aspect în favoarea motorizării benzină, deci a versiunii GT205. Și practic ca și în alte cazuri despre care am mai povestit, în comparația diesel-benzină, apare acest comportament un pic diferit. Direcția electromecanică, deși foarte precisă, pare un pic o idee, o senzație mai greoaie decât la varianta benzină și de asemenea trenul față e un pic mai greoi dintr-un lucru evident, da? Faptul că ai un pic o greutate mai mare, nu știu să vă spun exact cât ar fi, chiar foarte tare să știu, să spun, domne, sunt 7 kg în plus sau 10 sau 14 pe puntea față. Deci din acele 50 de kg diferență, ele sunt distribuite cumva diferit, fie din sistemul de eșapare, fie din greutatea motorului, catalizatoare, DPF și alte chestii la fiecare, distribuie greutatea într-un fel sau altul. Cert e că din ce am condus până acum mi s-a părut că motorul diesel este mai greu pe față, deci așa se simte, puntea față ușor mai greoaie și amortizarea. În momentul în care treci peste denivelări, noi folosim în general trasee similare cu fiecare mașină și putem compara, de exemplu, la trecerea peste limitatoare de viteză, cum se comportă suspensia, deci în mod clar e o diferență față de GT-ul 205, simți că fața e mai grea, în acest fel practic amortizează un pic mai bine decât la motorizarea benzină, dar în același timp comportamentul dinamic e puțin defavorizat, deci greutatea mai mare pe față face ca mașina să se simtă o idee mai puțin agilă decât GT-ul 205. Alte aspecte, repet, nu are rost să ne lansăm într-o prezentare completă, deci un motor diesel bine cunoscut în gama celor de la Renault. Sigur, acest GT este în competiție directă cu multe mașini. Pot să dau exemplu acum și Fordul Focus ST diesel, Golf GTD, dacă vreți, și mai sunt multe mașini cu, să spunem, puterea asemănătoare. N-aș zice că este cel mai performant model în comparație directă cu competitorii lui de la alte mărci, însă trenul de rulare și nivelul de echipare și comportamentul general al mașinii cu siguranță sunt plăcute pentru cei care vor să dea o sumă cât mai mică de bani și să primească totuși un șasiu cu semnătura Renault Sport, o cutie de viteze dublu ambreiaj performantă, așa pentru cei care se întreabă ce e cu cutia asta și de ce este cu 6 trepte și nu cu 7. Trebuie să înțelegeți că este aceeași cutie care este și pe motorizările de pe RS, adică de pe Clio RS, de exemplu. Deci este cutia EDC cu 6. Nici acum nu știu exact dacă
Vorbim de varianta cu ambreiaje umede sau varianta cu ambreiaje uscate. Am trimis niște mail-uri și aștept să aflu răspunsul exact. Sper să aflăm și să fie scris undeva pe filme. Diferențele între ambreiajele umede și uscate, iarăși le-am povestit. Cu siguranță cea cu ambreiaje umede e un pic mai complexă și întreținerea e mai costisitoare, dar în același timp este, cel puțin la nivel teoretic, mai fiabilă, mai rezistentă în timp și mai susceptibilă de a suporta abuzuri, adică, mă rog, plecări în forță și alte chestii de gen. Diferențele de cuplu, de aici este și nehotărârea pe care o simțiți poate în glasul meu. Poți avea surpriza ca pe același model, cu aceeași motorizare, dar să spunem cu două sau trei puteri și valori de cuplu diferite, să întâlnești cutii diferite. Deci poate să fie EDC6, dar la 1.5 DCI să fie cu ambreiaje uscate, la 1.6 DCI, să spunem teoretic, de 130 de cai, deși nu există varianta asta, dar eu o dau ca exemplu, poți avea tot ambreiaje uscate, iar la varianta de 165 de cai să ai ambreiaje umede, pentru că cele cu ambreiaje uscate de obicei sunt foarte puțin tolerante cu cuplul mare. De undeva de la 350 de Newton în sus, în general, cam ambreiaje umede. O să aflăm informația asta și o să vă povestesc. Diferențe față de GT-ul benzină, evident, și pe partea de, nu antifonare, că antifonarea bănuiesc că e la fel, însă, na, unul e benzină, unul e diesel și percepția la interior este complet diferită. Motorizarea benzină e mai agresivă, cu un sunet mai pregnant al eșapamentului, mai sportiv, deci mai drăcoasă, dacă vreți, în timp ce varianta diesel e mai docilă, mai calmă, mai așezată. Nu aș putea să spun că are un zgomot deosebit sportiv, nu, are un zgomot bine antifonat, deci înăuntru nu te deranjează, este super ok, dar nici nu te emoționează, în timp ce GT-ul 205 o face, chiar și la conducerea în oraș, când schimbă vitezele și zgomotul pe care îl fac tobele este distinct, în timp ce la această variantă diesel nu ai acest lucru. E, dacă vreți, un GT făcut pentru cei care conduc foarte mult, deci care fac foarte mulți kilometri, pentru că altfel nu rentează și o să mai discutăm despre asta în concluzie. Diferența de consum până acum mie mi se pare foarte mică față de benzină, cu care, să spunem, puteam să merg cu 7-6-8 litri la sută relaxat și în momentul de față cu aerul condiționat pornit, pentru că este foarte cald afară, deci tot timpul s-a condus mașina cu clima on, dieselul ăsta e undeva la 7,5, 7,3, 7,5, posibil să mai scadă pe măsură ce o să mai facem kilometri, dar asta încerc să spun, diferențele sunt, din punctul meu de vedere, destul de mici. Așa arată cardul de acces. Frumos, foarte interesantă cheia cu grafica asta sportivă. Ceva mai jos de mâna mea, observați, maneta e identică. Deci interiorul, cu excepția trapei, este eminamente la fel cu cel de pe GT-ul 205. Diferența, evident, în drive sau în manual avem numai 6 trepte, nu 7. Și evident, la ceasurile de bord, turometru gradat ca pentru un diesel, adică roșu e la 4500, ceva de genul ăsta.
Evident, avem toate modurile, da, deci mai multe ceasuri în funcție de multisens, cum este fie pe modurile neutru, sport sau confort, fie personalizat după gustul fiecăruia. Deci toate chestiunile care vă interesează de detaliu le găsiți în filmele cu GT205.